Partidul Acțiune și Solidaritate va avea propriul candidat pentru circumscripția Hâncești la parlamentarele noi, care se vor desfășura în data de 15 martie. Asta în ciuda apelului fruntașilor PPDA de a identifica un pretendent comun al blocului acum. Totuși, lidera PAS, Maia Sandu, a evitat să dea numele celui care va candida la alegerile parlamentare noi. O să-l anunțăm la momentul potrivit. Cu siguranță avem un candidat. În replică, vicepreședintele partidului Platforma Da, Alexandru Slusare, a declarat pentru postul nostru de televiziune că nu comentează declarația Maiei Sandu. Slusare a precizat că PPDA optează în continuare pentru un candidat comun al celor două formațiuni care să nu facă parte din niciun partid. Deputatul a mai spus că săptămâna viitoare va înainta această propunere celor de la PAS. În cazul unui refuz, PPDA va avea propriul candidat la alegerile parlamentare noi în circumscripția uninominală numărul 38 din municipiul Hâncești. Circumscripția de la Hâncești a devenit vacantă după ce democratul Alexandru Botnari a renunțat la mandatul de deputat în favoarea fotoliului de primar.